Pilda Samarineanului Milostiv, disciplina religie, cultul ortodox, clasa 8-a. Una dintre cele mai frumoase pilde biblice este pilda Samarineanului Milostiv. Să lecturăm din Sfânta Scriptură. Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și, punându-l pe dobitocul său, l-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțind 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: „Ai grijă de el și ce vei mai cheltui eu, când mă voi întoarce, îți voi da.” Care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: „Cel care a făcut milă cu el.” Și Iisus i-a zis: „Mergi și fă și tu asemenea.” Să înțelegem pilda. Omul căzut între tâlhari reprezintă întreg neamul omenesc care a căzut din comuniunea cu Dumnezeu prin neascultarea protopărinților Adam și Eva, iar apoi a fost jefuit de darurile duhovnicești ale prieteniei cu Dumnezeu. Preotul și levitul simbolizează legea Vechiului Testament și pe slujitorii ei, care, deși la început era un semn al lucrării lui Dumnezeu în istorie, ea ajunsese un cult formalist, nereușind să vindece urmările păcatului strămoșesc. Samarineanul milostiv, care s-a distins prin omenia și bunătatea sa, reprezintă chipul lui Hristos și al omului bun. Samarinenii făceau parte dintr-un neam considerat inferior de iudeii timpului, atât în privința credinței, cât și a etniei. Surpriza însă tocmai din acest lucru vine, că un om aparținând unui neam străin și disprețuit se distinge prin bunătatea sa. Și noi trebuie să ne purtăm frumos cu toți oamenii, indiferent de neam, situație materială. Samarineanul milostiv îi leagă rănile, toarnă pe ele un de lemn și vin, elemente care simbolizează botezul și euharistia. Îl pune pe asinul său și îl duce la o casă de oaspeți. Casa de oaspeți, unde cel jefuit și rănit de tâlhari a fost dus de bunul samarinean, este, în înțeles duhovnicesc, biserica, pentru că în biserică se vindecă cei răniți sufletește. Cei 2 dinari pe care i-a dat samarineanul milostiv stăpânului casei de oaspeți reprezintă Vechiul și Noul Testament. Iar cuvintele „și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi” se referă la răsplata pe care Hristos Domnul o va da celor care lucrează pentru mântuirea și pentru vindecarea oamenilor atunci când se va întoarce la a doua sa venire ca să judece vii și morții. Să facem un exercițiu numit Fereastra lui Iohare. Vom completa cele 4 ochiuri de fereastră după indicațiile scrise pe ele, gândindu-vă la posibilitatea de a reacționa în fața unui posibil moment în care trebuie să ajuți un coleg sau un vecin. În primul ochi de geam veți scrie ceea ce cunoașteți despre voi, dar cunosc și alții despre voi. În cadranul al doilea vom trece ceea ce cunosc alții, dar nu știți voi. Al treilea ochi de geam va fi completat cu ceea ce cunoașteți voi, dar nu cunosc ceilalți. Și în sfârșit, cel de-al patrulea ochi de geam îl veți completa cu informații despre care nici voi, nici ceilalți nu pot cunoaște.
Fiecare elev va completa cadranele 1 și 3, colegul de bancă sau un alt coleg va completa cadranele 1 și 2. Cadranul 4 va fi completat în echipă. Prezentați la final concluziile. Completați. Care trebuie să fie atitudinea creștinilor față de provocările lumii contemporane?